Întorcându-ne la Ezechiel, aici vedem o alianță între Rusia, Turcia, Iran, este între Etiopia sau Sudan, Put, Yemen, Libia și zona Yemenului, o alianță din care lipsește Seba și Dedan, care privesc la Gog și Magog, care vin spre Israel și spun: ai venit, vii să iei prada, pentru jaf ți-ai adunat toată mulțimea ta. Se pare că Ezechiel, capitolul 38 cu 13, se pare că Arabia Saudită își va păstra o postură de neutralitate față de Israel în acest război. Nu putem absolut să prefigurăm vreo dată, dar cred, și asta am afirmat-o de atâtea ori și o spun, toate evenimentele care se derulează ne conduc într-acolo. Observăm niște tipare care se confirmă, da? Vorbeam de Erdogan acum 2 ani. Iată cum se confirmă lucrul acesta. Poziția Turciei, dorința Turciei de a se poziția tot mai grăzează lui Putin, care depășește orice limită de rezervă și intră. Cât va mai fi până la acel conflict, nu știm. Dar lucrurile se îndreaptă în direcția aceea.